Cel puțin 9 oameni și-au pierdut viața, iar aproximativ 30 au fost răniți într-un grav accident rutier în Turcia. Un autocar cu pasageri, care se deplasa din Antalya spre Mersin, s-a răsturnat după ce s-a ciocnit de barierele de la ieșirea dintr-un tunel. Răniții au fost transportați la spitale. Potrivit informațiilor preliminare, toți cei implicați în accident sunt cetățeni turci. În total, în autocar se aflau 40 de oameni. Poliția investigează circunstanțele în care s-a produs accidentul.